Porțile Muzeului de Artă s-au deschis larg astăzi pentru ca toți pasionații de artă plastică să poată admira lucrările semnate de Eppolit Strâmbu. Muzeul de Artă din Drobeta Turnu Severin vernisează astăzi o expoziție de pictură cu piese din patrimoniul propriu. Este vorba despre piese, despre tablouri din creația unui pictor mehedințean, Eppolit Strâmbu. Un mare artist cu o evoluție spectaculoasă, plecând din nordul județului nostru, de la Titerlești, Baia de Aramă, și a ajuns nu numai mare pictor, dar și director al Academiei de Arte Frumoase din București. Activitatea sa este foarte complexă, a fost profesor, autor de manuale de tehnică și de teoria artelor, dar ceea ce l-a impus în lumea artelor a fost chiar creația plastică. El a lucrat mai mult în clar obscur, peisajele sunt mai puține, are foarte multe portrete de interior cu anumite aspecte de pensulație. Elevii ai mai multor școli din Drobeta Turnu Severin au venit la Muzeul de Artă pentru a admira tablourile expuse. Este prima oară când vin la castel la acest muzeu și m-au impresionat foarte mult aceste picturi, deoarece erau... Se vedea că toți acești artiști au muncit din greu la ele și că și-au pus tot ce au putut în ele și s-au stăduit din greu. Pe mine mă pasionează pictura, în mod special, și mi-aș dori ca într-o bună să pot desena ca ei, adică picta ca ei.